timp să-și învețe pentru test? Păi, nu știu, eu am avut timp, mi-am învățat încă de vineri și mi-am învățat și sâmbătă și am repetat și un pic ieri dimineață. Bravo, Don! Așa trebuia și eu să fac, dar nu, n-am făcut asta. Haide să mergem repede în clasă să-mi citesc și eu măcar o dată lecția înainte să înceapă testul. După ce că mă grăbeam, autobusul a întârziat 10 minute. Bună, fetelor! Ce faceți? Sunteți pregătite pentru testul de astăzi? Bună, Flower! Eu m-am pregătit, dar se pare că Unicorn nu și-a învățat nimic. Asta nu sună prea bine. Știu, spune-mi ceva nou. Care dintre voi are o carte? Cred că m-am uitat și cartea acasă. Stai liniștită, uite aici este cartea. Super, mersi. Gata, nu mă mai băgați în seamă până începe ora pentru că vreau să citesc. Flower, uite, vine Miha. Sunt sigură că iar nu și-a învățat nimic și da, iar o să ia 10. Bună, Miha! Ce faci? Ce învățat pentru testul de azi? Bună, fetelor! Nu prea mi-am învățat. Nu știu ce voi face. Nu-ți face griji, Miha. Tu mereu iei 10. Bine, fetelor! Toată lumea în băncile lor! Succes, fetelor! Bine, și acum luați de aici câte un test și dați din mână în mână mai în spate. Unicorn, cred că ai vrea să pui cartea aceea în bancă. Mă scuzați, profesoare, acum o pun. Nu știu ce mai citești acum, ar fi trebuit să știi deja lecția pe de rost. Da, cum să nu, eu doar îmi reîmprospătam un pic memoria. Bun, și începând de în acest moment, aveți 30 de minute după care voi strânge toate testele. Wow, ce subiecte grele! Nu știu nimic! Don, tu știi ceva? Stai un pic, Unicorn, nici măcar n-am apucat să citesc primul subiect. Fetele din prima bancă! Mi scuzați, doamnă profesoară! Sper să nu vă mai aud vorbind. Nu știu ce tot aveți de vorbit. Oricum fiecare dintre voi are subiect diferit. Super! Sleepy! Trezirea! Suntem în mijlocul testului! Fetele din banca a doua, liniște, vă rog! Nu știu nimic! Intră! Bună, dar tu ești? Bună ziua! Numele meu este Tudor. Sunt noul elev. Bună, Tudor. Da, domnul director mi-a vorbit despre tine. Dar ai cam întârziat și suntem și în mijlocul unui test. Mă scuzați de întârziere. Știți, mașina mamei nu a mai pornit și... Nu-i nimic. Ok, hai, du-te și stai jos. Mă scuzați, unde aș putea să mă așez? Nu văd niciun loc liber. Ai dreptate, nici nu m-am uitat. Poți să vii aici să stai la catedră în locul meu. Mă voi duce eu în spate, iar ora următoare voi ruga pe cineva să aducă o bancă din cealaltă clasă. Dan, ciupește-mă, cred că visez. Ai zis ceva? Don, cred că m-am îndrăgostit. Don? Don? Ce? Don, închide gura că ți intră musca. Nu-mi zic că și ție îți place de el. Ai mai văzut un băiat mai chipeș vreodată în viața ta? Nu, dar știi ceva? Nici să nu te gândești la el. De când ai intrat în clasă, parcă nu mai merge creierul. Nu mai știu să răspund la niciun subiect. Și știam tot, am învățat tot weekendul. Măcar tu știi ceva. Eu nu știam nimic și nici acum nu știu încă. Fe,
monedele din prima bancă? Ne scuzați, doamna profesoară!